Bine v-am regăsit! Toate bune? Cum decurge toamna pentru dumneavoastră? Eu sunt Diana Vasilescu și, așa cum v-am obișnuit, am pregătit o serie de sfaturi tehnologice, dar și tehnice pentru dumneavoastră. Producătorul de semințe Fertilia pariază în această perioadă pe grâul Antile, care prezintă câteva caracteristici de top. Acesta oferă o productivitate cu 30% mai mare decât a soiurilor românești, este rezistent la secetă, condiție tot mai importantă pentru noile realități climatice din România. Și de asemenea, este rezistent la ger, inclusiv când temperaturile scad sub minus 20 de grade și câmpul nu este acoperit cu zăpadă. Oferind constant recolte de peste 7,5 tone și fiind optim pentru panificare, Antile a fost supranumit de fermieri alegerea morarilor italieni. Antile. Ce este Antile? Un soi de grâu din gama Fertilia, semințe pentru România. Este un soi italian și aduce un spor de producție cu 30% mai mult decât soiurile românești. Are caracteristici de panificație foarte bune, este foarte rezistent la secetă și arșiță, un aspect foarte important în actualele condiții climatice. Este de asemenea foarte rezistent la ger, chiar dacă terenul nu este acoperit cu zăpadă, el rezistă până la minus 20-25 de grade Celsius. Este rezistent la boli și dăunători, un soi de grâu aristat, talia plantei este medie. O altă caracteristică foarte importantă este că are rezistență la frângere și cădere. Cu siguranță fermierii se gândesc la potențialul de producție. Acesta este de peste 7,5 tone la hectar. Densitatea recomandată 400-450 de boabe germinabile pe metru pătrat. Doza recomandată 200-220 de kilograme la hectar. Antile are o capacitate foarte bună de înfrățire și este potrivit pentru toate zonele țării. De la rădăcini până la vârf, Turquoise House este un tablou. Strânge culori și texturi și se pictează sub ochii noștri, încet, simplu și frumos, în mijlocul naturii, într-o superbă zonă în apropiere de Bistrița, Colibița. Turquoise House se află în mijlocul Colibiței, iar datorită poziționării acesteia oferă o priveliște inegalabilă asupra întregului lac și a împrejurimilor. Haideți să admirăm împreună peisajele de acolo. Domnule Floruț, e un pic altfel decât e în zonă și mă înțelegeți în sensul bun. E frumos, e elegant, e curat, e sus, se vede lacul, avem o priveliște fantastică. Care e povestea casei Turquoise? Povestea a început în 2008. Eu am ajuns întâmplător în zona respectivă, sunt sălăjan. Am ajuns cu munca în 2005, cum vă spuneam, am administrat cariera Colibița timp de 8 ani și în 2008, la insistența unui angajat de-al meu, mai în vârstă, m-a dus pe dealul acesta. Gândul meu era să facem ceva pentru familia noastră, pentru că efectiv m-am îndrăgostit de zonă și nu mă abțin să nu mă uit în spatele meu. Cam așa a început povestea, am luat terenul, ulterior am început să-l nivelez cu ce utilaje mai aveam, cu cum am reușit. În 2015, fiind prieten și cu domnul primar din zonă, care e un tip super de treabă și în sensul, vă spun și în sensul de a da informația mai departe tuturor. Practic ce a făcut, mi-a spus că sunt posibilități de a accesa un fond european. N-am mai stat pe gânduri, am luat legătura cu un consultant și așa a luat naștere Turquoise. Colibița, pe lângă drumeții și practic lacul e atracția principală, noi povestim de locația noastră, suntem o locație de 2-3 zile, nu mai mult de 2-3 zile. Ce puteți face la noi sau ce poate să facă o familie la noi, că mai mult spre asta ne îndreptăm, familii și oameni care vin și cu copii, piscină, teren de sport, care asta, îl avem de sport, în dreapta noastră, avem un barbecue unde lumea poate să-și facă un grătar, jacuzzi care e în partea din stânga, practic cam astea chestii. Mai avem biciclete de închiriat, noi am deschis anul trecut pe pandemie, nu pot să spun că a fost un an rău, dar pe pandemie știți că segmentul ăsta a fost, sigur, unul care a suferit enorm.
Anul acesta, în schimb, am rămas plăcut surprins. Dacă mai aveam încă 20 de camere, și nu exagerez, în perioada aceasta erau toate ocupate. Noi suntem o locație mică, dispunem de 6 camere duble și una triplă, de spațiu maxim de cazare 15 persoane. Iar să mai spun un avantaj al turcoazului, e că aici găsești 15 persoane pe 27 de ari de teren. La dumneavoastră, cum e cu mâncarea? Pentru că simți nevoia măcar o dată în zi să mănânci. Funcționăm în felul următor. În weekend suntem axați pe grupuri. Grupurile care vin la noi sunt grupuri care au mai luat și anul trecut. Ei vin, se gospodăresc, au o bucătărie complet utilată, au foișorul, își fac proviziile pentru weekend și își gătesc ei aici. Am terminat partea cu grupurile care sunt pentru weekend. Iar în timpul săptămânii oferim locația pe cameră. Pentru 14-15 persoane e aproape imposibil să aduci un bucătar să le gătești tu la fiecare aici. Decât dacă transformăm și partea asta într-o afacere de familie, să o conving eventual pe mama să le facă de mâncare. Cam asta ar fi ideea pe viitor. Mi-ați spus ce intenționați să faceți asta din punct de vedere pentru turiști? 2 jeepuri, eventual 2 ATV-uri? Da, și mă mai gândesc în viitor, eventual, la partea de paintball, tot felul de activități care s-ar preta la munte și în zona asta, noi fiind puțin mai retrași de la drumul principal. Deci aici aș putea să mai... Foarte, foarte bine, o tiroliană, merge undeva făcut o tiroliană. Da, merge. Și ce vreau să fac pentru sezonul de iarnă, o mini pârtie de săniuș, repet și subliniez de săniuș, că pârtia de schi, sunt convins că o să mai așteptăm mulți ani, cu toate că felicit autoritățile județene pentru implicarea care au avut-o și referitor la infrastructură, la drum. Tocmai se lucrează, am văzut peste locale, tot. Absolut, da. Și s-a lucrat cu o firmă super serioasă care nu numai că au dat la termen, dar au făcut lucrurile bine. Sunt, să zic așa, și eu un domeniu, cunosc, m-am ocupat de partea asta administrând cariera de piatră. Adică piatra și... de pe drum e de calitate, puteți să-mi spuneți. Da, e de calitate și nu-i pentru că o certific eu, dar e chiar de calitate. Ideea e că vreau să fac o pârtie, o mini pârtie de săniuș pentru bistrițeni, dacă pot să-i atrag în weekend, sunt mulți care locuiesc la bloc, au copii, dar totul în limită de maximă siguranță. Mă gândesc să fac aici mai sus, la un kilometru de, într-o pădurice aici, la un kilometru de Turcoasă. Mulțumesc, Adrian Floruț! Vă mulțumesc și eu! În sezonul 2021 s-au înscris în programul Talenta, dezvoltat de Corteva AgriScience, 33 de doamne care lucrează în agricultură și locuiesc în zone rurale sau sunt studente în cadrul universităților agricole. Acestea au participat la cursurile gratuite de dezvoltare a competențelor, care le-au oferit posibilitatea de a înțelege, învăța și practica conceptele, procesele și instrumentele necesare în dezvoltarea unei afaceri în agribusiness. Talenta este un program educațional dezvoltat de Corteva în întreaga lume. Lansat în România, anul trecut s-a dovedit un real succes. Talenta este un program de granturi educaționale adresat femeilor din mediul rural. Talenta ajută femeile din mediul rural să dezvolte proiecte care ajută la dezvoltarea comunităților în care ele își desfășoară activitatea. Bună ziua, numele meu este Carson Elena și sunt câștigătoarea locului întâi al programului Talenta, ediția 2020. Această experiență a fost ca o rampă de lansare, deoarece am putut să încep demersurile pentru propria afacere. Vă salutăm cu drag de la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Vraj, unde am urmat cursurile programului Talenta. A fost o experiență unică și dacă ar fi să o definesc în 3 cuvinte cheie, aș spune business, știință și oameni. Sunt Corina Moraru, câștigătoarea premiului 2 Talenta 2020. Experiența Talenta a însemnat interacțiunea cu o echipă de specialiști care ne-a oferit oportunitatea de a înțelege aspecte importante de agribusiness și business. A fost, pot spune, un mini MBA. Elemente precum indicatori financiari, identificarea surselor de finanțare, organizarea bugetului, managementul proiectelor, ne-a ajutat să finalizăm în acest an investiția din spatele meu,
care reprezintă și proiectul de irigație cu care am aplicat în concurs. Recomand cu încredere acest program tuturor doamnelor sau domnișoarelor care intenționează să managerieze sau deja manageriază o afacere agricolă. Programul Talentav a fost ceva inedit, un adevărat sprijin care pentru mine a venit neașteptat, exact la momentul potrivit. Am acumulat cunoștințe în domeniul agricol, am fost în permanență în interacțiune cu colegele din țară și cu specialiști în domeniu, iar spre norocul meu am câștigat și unul dintre marile premii. Mulțumesc Talentav, mulțumesc Corteva! Programul Talenta, așa cum se știe de anul trecut, se va finaliza cu un concurs de proiecte. Corteva sprijină proiectele inovative care corespund obiectivelor de sustenabilitate din toată lumea, dar și din România. Începând cu data de 4 iunie, vom comunica pe toate canalele media desfășurătorul programului, iar cu această ocazie invităm toate doamnele din mediul rural interesate să-și dezvolte o afacere proprie în agricultură să se înregistreze pe platforma Talenta. Portofoliul Naturevo este complex, cu 35 de soluții, iar dacă mergem pe conceptul de flexibilitate, luând în calcul numai 28 de factori de producție, specialiștii Naturevo au identificat 488 de combinații posibile. Iată, lista de produse este deschisă, la fel și posibilitățile de combinare a lor pentru viticultură. Produsele Naturevo le folosim încă de la înființarea acestei linii de exploatarea viței de vie, adică din anul 2013, timp de 8 ani am avut o colaborare cu ei. Ne-au asigurat toate produsele, schemele de tratament și consultanță. Am avut rezultate foarte bune, suntem mulțumiți de colaborarea cu această firmă. Produsele Naturevo pe care le-am folosit, în principal pentru combaterea bolilor, sunt produsele pe bază de cupru și sulf, zeama bordeleză, funguranu am mai folosit, am folosit și microtiolul și alte produse care vin să potențeze, să crească rezistența plantelor la stresul biotic și abiotic, substanțe foliare pe bază de bor, de zinc, de care întăresc sistemul de apărare al plantelor și altele care conțin o serie de fitohormoni din extrase de plante. Substanțele le grupăm în substanțe efectiv de combatere și altele de potențare și de întărire a sistemului de apărare al plantelor. Cherafolul Evo, deci este un produs din extract de plante cu un conținut de aminoacizi de 26%, din care 23% activ, cu un conținut de azot de 5,6, din care azot organic 3,4. Ajută la creșterea plantelor în perioadele dificile. Diminuează efectele stresului generat de factorii biotici și abiotici, contribuie la creșterea calității producției, asigură plantei substanțe ușor asimilabile, respectiv aminoacizi, în perioadele de creștere. Produsele Naturevo au dus la obținerea unor randamente bune, planificate de altfel de noi. Intenționăm să extindem, așa cum preconizează și Uniunea Europeană și cu o recomandă, într-un final să ajungem la circa 25% suprafață din suprafața viticolă să fie trecută în regimul bio. Vreau să trag un semnal de alarmă la toți acei care cultivă viță de vie în regim bio, să fie foarte atenți la partenerii pe care și-i aleg. Noi suntem extrem de mulțumiți de colaborarea cu Naturevo. Ne asigură consultanță, ne asigură un plan de tratament care reușește să protejeze producția sub toate aspectele. Vreau să menționez faptul că Naturevo adaptează tehnologiile în funcție de schimbările climatice, în funcție de areal, în funcție de cultură, de la lună la lună, în funcție de gradul de infestare al agenților de dăunare pe care echipa tehnică îi sesizează în plantația respectivă. De aceea vreau să aduc în evidență faptul că Naturevo a fost prima companie care a introdus în piață cuprul sistemic, care se regăsește în copfort, care ar trebui să nu lipsească niciunui fermier, împreună cu Cherafol Evo sau Mimoc Zinc. Aceste trei produse de bază pot combate inclusiv putregaiul, care în Podgoria Dealul Mare a avut o presiune foarte, foarte mare în această perioadă, în acest sezon de vegetație.
Un alt produs care este compatibil pentru tratamentele ecologice este Prevam, care are efect insecticid, acaricid, fungicid în plus și adjuvant, care ar trebui să se folosească în combinație cu celelalte produse pe care noi le oferim, astfel încât să creăm plantei o rezistență împotriva agenților de dăunare. Echipa tehnică urmărește toate aceste aspecte care intervin în funcție de perioadă și creăm planurile tehnologice astfel încât fermierul să obțină rezultate deosebite la sfârșit de campanie. Pentru că am făcut deja o pasiune pentru business-uri, vă invit acum să aflăm ce înseamnă o afacere non-agricolă în mediul rural. Dacă treci prin Bistrița Bârgăului și mergi spre Colibița, pe partea stângă o să găsești un serviciu. Dacă, Doamne ferește, ai probleme cu mașina, e normal să te oprești și să vii să apelezi la serviciile acestor oameni care lucrează aici. Sunt de vorbă cu cel care a făcut acest proiect, un serviciu în zona dumneavoastră. Da. Bună ziua! Vă salut! Tică frumos mă cheamă pe mine. Am început proiectul aici dintr-o ambiție, că am vrut să-mi fac, să am niște camioanele mele să le repar și am avansat acum, mai tare. Acum sunt reparați și vedem deja oamenii dumneavoastră lucrează și camioane și autoturisme, cam tot ce deci e tot nevoie. Gama de camioane, autoturisme, autoutilitare, tot noi reparăm acest serviciu multimarcă. Am înțeles. Spuneți-mi, la origini sunteți mecanic sau da? Da. Deci, de asta v-a plăcut până la urmă să meșteriți dumneavoastră. Tata a fost șofer și eu am urmat meseria lui și de șofer și după aia de mecanic. Turiștii care vin în zona au apelat la serviciile dumneavoastră? Da, sunt mulți care apelează la serviciile noastre. E bine dacă se dezvoltă stațiunea de la Colibița și toate, că toți avem de lucru. De la eu cu atelierul de camioane, cu magazinul, cu florăria, cu tot, cu hoteluri, cu pensiuni, cu tot, absolut. Deci e o chestie foarte bună, dacă s-ar mai dezvolta, da? În continuă dezvoltare și sperăm să fie bine pentru toți. Pentru serviciul dumneavoastră ați apelat la fonduri? Nu. Nu vă gândiți la o extindere pe fonduri europene, poate? Momentan nu, acum aș vrea, dar nu, încă nu am o... Deci tot ce am făcut am început de jos, eu am lucrat în Franța, după care am venit am făcut aici și... Îi munca noastră. Am început cu puțin, după care m-am mai dezvoltat. Spuneți-mi, pentru că în zona asta știu foarte bine de mecanici auto, e destul de greu să găsești oameni și câteodată să găsești și oameni care să-i specializezi, să priceapă la anumite... E foarte, foarte greu cu forța de muncă, că e puțină și nu le place să lucreze. Deci majoritatea care au fost buni, îți plecați dincolo. Care s-a rămas pe aici, nu le prea place să lucreze. Dar nu s-a mai întors acum, apropo cu pandemia, nu s-au întors în țară unii? Se mai întorc, dar puțin. Deci lucrăm cu câți oameni avem, suntem mulțumiți de ceea ce facem și nu are rost că nu găsești. Școli profesionale nu mai sunt, s-au terminat, nu se fac. Ar fi foarte bine dacă ar fi, măcar din 10, dacă ar veni la practică, poate 2 aptitudini și o să rămână. Da. N-ați reușit să aduceți din cei care sunt, eu știu, de la clase? Nu prea sunt în Bistrița, sunt ceva școli profesionale sau de ucenici. Și am zis că am vorbit, am fost pe la ei pe acolo și am vorbit dacă sunt elevi din zona Bârgăului de aici, ia să vină la practică ei, să nu facă naveta, să nu facă astea, dar nu le place. Nu. Bun, zona este zonă frumoasă, reparațiile auto sunt și ele necesare pentru că atunci când rămâi cu mașina în drum e lucru cel mai rău care se poate întâmpla, mai ales dacă ești în vacanță aici și nu poți să pleci. Cât de rapid sunteți, de exemplu, dacă sunt veniți în vacanță, reușiți, le prioritizați reparațiile? Care sunt turiști, așa avem o linie pentru mașini mici, astea sunt așa, care le reparăm mai repede. În rest, la camioane lucrăm doar cu programare, că e foarte mult de lucru și suntem puțini oameni și nu putem altfel. Bun, se poate, eu știu, în ziua de astăzi să fie o afacere profitabilă în zona de service sau ce trebuie să ai ca să fie o afacere profitabilă? În orice afacere trebuie să o susții și să te... Cu sufletul, cu... Cu sufletul, cu tot, absolut, să fii, dacă nu merge nimica, orice ai vrea să faci. Stați pe între, văd că arătați mâinile, nu, arătați mâinile către... Exact. Da. Stați pe între da. Ei și... Nu, lucrăm cot la cot, deci nu e nicio diferență între mine sau oricare dintre ei. Da. Păi ce să vă spun atunci, eu știu, să aveți putere de muncă, să aveți oameni să-i găsiți cât mai mult, că fiare și camioane găsiți. Da. Deci camioanele sau mașinile sunt stricate și se vor strica, deci nu e nicio problemă. Da, și iar care oameni spuneați, într-adevăr, să puteți avea de unde să luați din școli de... Ar fi foarte bine dacă ar fi, dar nu sunt. Ar fi bine să revină înapoi la școlile care au fost profesionale, de mecanici, de sudori, de strungari, de toate astea, că nu sunt. Da. No.
vocaționale, cum se spune. Mulțumim! Așadar, așadar, să știți că atunci când veniți în zonă și aveți o problemă cu mașina, puteți apela aici la serviciul acesta, îl găsiți pe partea stângă, pe drumul dinspre Bistrița Bârgăului. Piut Service Truck. Nu-i facem reclamă, ci doar vă ajutăm pe dumneavoastră care ne urmăriți unde să găsiți repede soluția și reparația. Mulțumim încă o dată. Cu multă plăcere și pentru aia nu să treceți prin zona Colibița, dar să nu vi se strice mașina. Așa este. Încă o dată mulțumim. Cam atât pentru ediția de astăzi. Diana Vasilescu am fost eu și vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Până data viitoare, când vă dau întâlnire la aceeași oră, vă invit să urmăriți și celelalte canale media. AgroTV, pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în sectorul agricol. Vă doresc o săptămână plină de roade și noroc în toate!